La sfârșitul partidei, dintre Bucovina, Pojorâta și Rapid Suceava, oficialii Rapidului au avut opinii diferite despre ceea ce s-a întâmplat sâmbătă pe teren. Una peste alta, cred că e echitabil, pentru că prima repriză a fost a lor, clar. Ne-au dominat, a doua repriză, zic eu că am echilibrat și pe final chiar am dominat categorii și am avut câteva ocazii mari. Una peste alta, eu zic că e un rezultat echitabil. E un teren greu, știți, e greu să construiești. Trebuie să joci cu mingi lungi, ei sunt mai învățați cu terenul și e un avantaj pentru ei. Dar eu zic că, ținând cont la ce surprize au reușit să facă aici pe stadionul ăsta, eu zic că e un rezultat, un punct câștigat pentru noi în deplasare și zic că e bine. Au intrat bine amândoi, mai ales fiecare la primul meci, are o săptămână de când se vede că are calitate, băiatul nu l-a ajutat terenul pentru că i-ar fi primit un teren bun, un jucător tehnic, iar Velescu, eu zic că a fost bine, ținând cont că vine după o perioadă lungă, eu zic că și-a făcut datoria. Un rezultat nemeritat. Trebuia să fie 3-1 pentru Pojorâta, ținând cont că au dat un gol și două bare, da? Noi putem remarca pe juniorii, Niga și Sfic, da? Semeghin și inteligența lui Velescu. În rest, nu putem emite pretenții la acest meci. Deci, repet, este un rezultat nemeritat. M-a supărat atitudinea. Deci noi visăm la promovare. Atitudinea este de Liga 3-a. De partea cealaltă, antrenorul Bucovinei, Dănuț Mândrilă, a apărut nemulțumit de rezultatul final. Sunt un pic dezamăgit că, ținând cont de numărul de ocazii și după cum s-a jucat cel puțin până prin minutul 75, este clar că am pierdut două puncte și cred, din punctul meu de vedere, că meritam să câștigăm acest joc. Dar în același timp nu pot decât să-mi felicit jucătorii pentru atitudine, pentru jocul prestat. Poate doar aș avea să le reproșez la acea fază, când și cu un pic de șansă a rămas mingea la Golovka. Dar am venit după o săptămână foarte grea. Văd că au înțeles că avem nevoie de atitudine și de muncă. Și ați văzut că se poate juca. Am demonstrat și în alte jocuri că merităm să fim în Liga a doua, dar poate și un pic lipsa de experiență și pot să zic clar și un pic de neșansă au făcut să nu avem mai multe puncte. Dar ne vom juca șansa până la capăt și ne vom juca șansa până la capăt. Sunteți urmăriți de ghinion? Bine. Nu aici, 3-4, la limită. Bine, și atunci am pierdut la ultima fază, iarăși pe o minge pierdută pe contraatac, eram 4 contra 3. Ați văzut, era să facem și azi, să o comitem la penultima fază, tot e cam în aceeași situație. Deci v-am zis clar că este o lipsă de experiență la unii jucători, dar v-am zis, îi felicit pentru atitudine și pentru jocul prestat astăzi.